CSHUNEDOARA s-a calificat în turul al treilea al Cupei României la fotbal după ce a depășit pe teren propriu într-un derby județean, dar și al orgoliilor, colega din eșalonul terț CSM Deva. Într-un meci în care hunedorenii, cotați ca favoriți, au avut mai mult inițiativa, dar fără a se consemna mari ocazii de gol, la finele celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost egal de 0-0. Cum nici în prelungiri nu s-a marcat, CSHUNEDOARA s-a impus la penaltiuri cu 5-3, de la punctul cu VAR, înscriind în ordine Buș, Bradu, Cristian, Garuti și Hergelegiu, în vreme ce pentru Deveni au punctat Caiondo, Roncea și Doboș, lovitura lui Șulea fiind parată de Lefter. Meciurile de cupă tot timpul au o conotație aparte, dar mă bucur cu toată căldura, cu faptul că noi avem 3 săptămâni de când am reluat pregătirea. E un grup nou. Sunt fericit pentru victorie, era important, dar putea fi tranșată înainte de loviturile de poarta jare, zic eu. Am avut momentele mai bune, am început un pic mai crispați. După intrarea lui Robert Cristian la centrul terenului s-a văzut un pic de echilibru, le dau încredere copiilor. Mă bucură și intrarea lui Dumitru Antonio, copil de 2004, portarul, iată, ne-a salvat. Lefter a avut o partidă reușită. Știam adversitatea dintre echipe, orgolile, era normal. Meciurile de cupă, oricum, se spune că nu prea ai ce să pierzi, că e un meci de cupă, are o încărcătură. Echipele au luptat, chiar dacă au lipsit fazele de poartă, să spunem că nu au fost prea multe ocazii. În turul al treilea, CSHUNEDOARA, care în prima fază a competiției a trecut de aurul, Brad ar putea întâlni o altă conjudețeană, Jiul Petroșani. Echipa din Vale a câștigat clar cu 6-1 jocul de acasă cu altă echipă din Liga a treia, Gilortul Târgu Cărbunești din județul Gorj. Turul al treilea al Cupei României se va juca pe 25 august, iar împerecherile echipelor se va face după criteriul geografic în principal.